Salutare și bine v-am regăsit, Cătălin sunt eu, iar noi suntem Erdington Bulls. Iată, avem conferința de presă dinaintea meciului cu cei de la Leyton Orient, locul 1 pentru ei. Suntem întrebați de prostul ăsta cât îl mai ținem în teren. O să-l ținem, că n-avem altă soluție. Da, credem în banca noastră și vom fi competitivi. Haide să vedem ce competitivitate va fi, pentru că urmează meci cu echipa de pe locul 1. Atenție, locul 1 contra locul 11. Haideți să vedem cu ce echipă joacă ăștia pe locul 1 și cam cum obțin ei locurile, măi, locul în clasament. Chiar sunt curios cum. Noi vom juca în echipament alb, în roșu, ca să ne diferențiem cum trebuie. Și 4-2-3-1 pentru ei, 4-1-4-1 pentru noi. Carlane, or class, 27 decembrie. A trecut și Crăciunul, voi voiatule, vă. Repede mai trece viața asta. Da, renumitele antrenamente FIFA, care deja m-au enervat. Stau să dau ca prost un minge, dă-i dracu afară, mă. Pasez ca prostul. Ia, cine-i prostul ăsta? Aaron Drinan, 13 goluri, e clar. E clar. Dacă Drinan are 13 goluri și e prezentat în felul ăsta, știm cu cine jucăm, știm despre ce meci vorbim. N-am schimbat setările de episodul trecut. Iată-l, 63 overall, marele golgheter, Aaron Drinan. În spatele lui se află Paul Smith, 68 overall. Mijlocaș stânga este Ruel Sotirio, 63 overall. Mijlocaș dreapta Anthony Giorgio, 59 overall. 69 Rasul Ndiaye, mijlocaș defensiv. Craig Clay, 61 overall. Rob Hunt cu 63 overall, left back. Fundaș central este Dan Hape cu 65 overall. Alături de el este Adam Thompson cu 61 overall. În dreapta este Jordan Brown cu 61 overall. Și în poartă Lawrence Vigorux. Băi, am putea zice că e echipă pe care trebuie să o batem sau pe care o putem bate. Dar de câte ori am jucat în carieră cu cei de la Leyton Orient, m-au bătut de fiecare dată. Așa că nu știu ce să zic. Poate am câștigat și noi, nu știu. Dar în carieră, în general, când joci cu Leyton Orient, poate să aibă și jucători de 50 overall, că tot te bat. Deci nu știu cum este făcut scriptul ăsta la FIFA, dar nu este de anul ăsta, ci de ani buni. E așa. Au plătit să fie buni, nu știu ce au făcut. Că în realitate, tot până Liga a 4-a joacă, din câte știu. Da, atât a putut. Fundașul nostru central, care este fundaș dreapta în acest meci. Haideți să vedem ce poate Nielsen, pentru că n-avea cui să-i paseze. A trebuit să întoarcem, să așteptăm să-și fixeze mingea Kent, că Kent stătea lângă... Că Kent, fix că Kent făcea. Stătea lângă el în loc să fie acolo pentru o centrare pe mijlocul terenului. Este absolut incredibil și penibil. Shoot! Ai mă, pe bune, în halul ăsta de greu se mișcă, băi, Jansen ăsta, bă, nu-l mai suport pe Jansen. Nu-l mai suport, e foarte lent, foarte, foarte lent. Extraordinar de lent. Nu-mi vine să cred cât de lent poate să fie. Ăsta s-a dus, bineînțeles, direct în adversar. Și Sotirio are balonul acum, îi pasează lui Smith. Noroc că Paul a fost pe fază și să vedem ce face Paul. Îi pasează lui Cuevas, care n-are ce căuta în poziția în care este. Hai să vedem. Îi pasează foarte bine lui Reid, care acesta are prin planul să se ducă către poartă, să fenteze, să-i dea mingea lui Kent. Bă, băiatule, bă, nici să întorci nu poți, mă, nici nimic. Nimic nu se poate face. Nimic, nimic, ia uite-te și tu. Nimic, bă, băiatule, gata, ne-a luat mingea. Ne-a luat, mă, liga din față, ne-a luat plăcinta, mă. Atâta s-a putut. Atât se poate, atât, na, nu, deci mingea se duce haotic unde dorește. Unde dorește mingea să se ducă, acolo se duce trânsa. Tucker, care are șansa să dea... Vai de cap.
Vai de capul meu! Bă, băiatule, tu trăiești în România, mă? Că așa ratezi. Gol! Wow! Al doilea pe sezonul ăsta care e la fel. E o eroare pe care de care trebuie să profiți, fraților. Trebuie să profitați de eroarea asta tot timpul, să o țineți minte. Pentru că și ei profită la maxim de absolut orice micuță greșeală de-a ta, ba chiar uneori nu faci nicio greșeală și îți întârzi jucătorii și te stresează și te scoate din minți și te omoară cu nervii jocul ăsta, efectiv. Te omoară cu nervii. Bun. Haide. Hai să vedem. Până la final oricum. Ne întorc ăștia de 5 ori. Până se întoarce Ken. Uitați-vă la el cât, câți pași a făcut ăla și cât a avansat ăla. Și cât a făcut. Ce vorbești, mă, eroare, mă? Păi normal că se recuperează eroarea. De asta n-ajungeam noi la minge, mă, că n-am. Trebuia să se recupereze eroare. Efectiv. Gol, gol. Gol, bă, gol. Gol și capul lor, gol și centrul careului nostru. Gol totul, gol. Gol. Gol noi, gol ei. Gol capul programatorilor FIFA. Gol, goluț, goluț. Doar buzunarul este plin la cei de la EA Sports care se laudă cu cel mai frumos joc al lumii. Buzunarul este plin, ăla nu e gol. Mai tare dacă dătea și ăsta dacă prelua mai repede, ce se întâmpla? Da. N-avem ce zici, ce să mai zici. Am bătut destul de tare, am bătut destul de în exterior, dar mingea în interiorul care o lide și asemetri. Ia-ți-o pasta dacă poți. Că ți-a luat-o portar. Ți-a luat-o portar. Iată gol. Iată gol. Uite golul. Bun. Haide mă pe bune mă. Da. 1 la 1 la pauză. Ce să zic, nu fac nicio schimbare, nici nu vreau să mă uit la note. Nu că dacă mă uit la note, mă nebunesc. Abia am reușit să ținem de minge meciul ăsta. Dar dă-i bă ca lumea o pasă cu exteriorul, că ești fundaș stânga, poți să dai și cu interiorul și cu exteriorul, ești stângaci. Na, deci până ajung ai mei la minge, să face primăvară. Bravo, băi Lucică, bă, ești superb, băi Lucică, ești extraordinar, băi Lucică, bă. A spart tot ce s-a putut și ce nu s-a putut, dar nici nu mă opresc de mici. Nu mă opresc, că nu am de ce să mă mai opresc, că nici ăștia nu se opresc și uite, iată Champions League. Din nou, iată fundașul nostru Paul nu se demarcă, noroc că a venit Thompson. Și a luat mingea de ia la mămăliga din față lui ăla. Ce reloare mi-arăți, că e execrabil ceea ce joacă băieții ăștia. Ce reloare mi-arăți. Nu-mi arăta lor de-astea, că apărarea mea nu știe unde să stea. Bun. Hai. Hai. Haide mă, pă bune mă. Să putea să nu întârziem noi. A, e Jansen. Dă-o așa, dă-o cumva, dă-o aici, că e Tucker, ai grijă. Vezi cine este la balon, că e periculos. Doamne ferește, pierzi mingea, scapă ăștia pe contraatac și Schulz e praf. Schulz este praf, băi băieții mei, bă. Schulz este praf, praf.
tot șulțul mătii în gură să-ți fut și familia mătii. Ia uite mă, mi-a schimbat portarul, mă. Mi-a pus portarul, mă, ca să-mi-l scoată orice ar fi din atac. Dă-i tare și du-te, Reid. Du-te, mâncați-a și o gura ta. Du-te, dă-i lui ăsta aici. Dă-i, foarte bine, dă-i și tu lui ăsta. Du-te, dracu, nici ăsta n-a fost gol, bă. Ieși de acolo, bă, prostule, nu mai mânca cioburi. Hai să ne uităm și noi la note. Kent 7,1, Reid 5,9, Schultz 5,9. În rest, notele sunt bune, Novak e prost. Nu pot să cred. Deci Schultz și cu Reid. Schultz și cu Reid să-i schimbăm. Hammond are galben, de unde nu știu. Reid. Așa, și Schultz. Da, Schultz a fost praf. N-avem nevoie de confirmare niciodată din partea notelor, am și spus-o. Iar Hammond să iasă Hammond și să intre Mohamed, că are galben oricum. Minutul 79, 1-1. Nu vă spun ce a spart ăsta, că n-are rost. Niște căni, niște toate ale vaze. Așa sparge lucică, distruge pereți, clanțe, uși, geamuri, tot. Are o forță ieșită din comun, lucică, că doar e Lucifer, nu? Pă bune, mă! Haide, mă, pă bune! Nu vrea să mi se ducă mingea unde vreau și cât de tare am nevoie, pă bune! Nu vrea să mi se ducă mingea asta și să aibă viteză jucătorii ăștia. Așa hal e făcută, nu i-am pasat lui Kent! Pă bune! Pă bune, mă! Nu pot să mă atic de minge! Dă-i dracu în mingea aia odată! Idiotule! Scârbă ordinară ce ești! Vii tu la mine în birou! Să faci ordine la mine în birou! Tu-ți gura mătii de joc! Pitica, drac! Nu mai pot, băi, oameni buni, am înnebunit. Ultima fază, ultima fază, 1-1 cu niște erori extraordinare. Toată lumea sus, toată lumea sus, haide sus. Da, trebuie să avem răbdare aici, să urcăm toți, să fim toți. Toți, că nu mai este timp. Instrucțiuni. Ce instrucțiuni să le mai dai, mă, că nici n-apuc să mai bat ăsta dacă mai stau. Băi, du-te, bă, dracu, de aici, bă. Mi-e scârbă de jocul ăsta. Mi-e scârbă. Scârbă. Scârbă mie. Haide să mințim pe la conferință. Du-te, dracu, de aici. Că toți am dat încredere, dar...
Thank you. That's all the questions we've got for you. Bun, acesta a fost meciul. Să vedem ce urmează. Avem un inbox aici. Monthly scouting report de la italianul Giovanni Pagano. Să vedem cu ce vine domnul Giovanni Pagano cu Alberto Martino, 54-74 overall potențial. La revedere. Domenico Bernardi, 53-71 overall. N-avem ce face cu el. Și Gianluca Sala. 250.000 de euro, 5-8 înălțime, 64-86. Haideți să vedem ce este de el, să mergem și la Youth Academy. Ce zice aici cu Feri? L-am făcut parcă, nu? Eu așa știu. Da, e right back. Așa, să mergem pe la Youth Academy. Repede, 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 or. Așa. Să vedem ce am luat, ce Gianluca am luat. Haide mă, că am apăsat, mă. Așa face și în meci, probabil. Da. Update-uri pe aici, nimic, nimic. Promisiuni ca politicienii români. Van promisiuni, minciuni, toate par numai minuni. Așa și pe la echipa noastră. Ăsta ar putea, ar putea. Ar putea, că nu, dar când? Dacă nu se face, că dacă îl promovezi mai aștept 20 de săptămâni după el. 9 săptămâni, parcă m-am uitat zilele trecute și era mai puțin, pe bune. Jegos joc, scârbos joc, prost, prost rău, am mai spus chestiile astea. Ăsta se antrenează, ăsta niciun update de atâta timp. Jona Martin nimic. Sala, 53 overall, CM. Băi, am nevoie de un CM, 5-8 în înălțime, nu mai contează, am nevoie de un CM bun, dar bun. De un CM bun, nu orice. Da. Îl așteptăm să crească, îl lăsăm pe balance, nici nu știu. Pe balance ar trebui să-l lăsăm, că trebuie să învețe să paseze, trebuie să învețe defending, trebuie să aibă fizic ca să fie CM. Un mijlocaș central trebuie să fie forță, tată. Și pe atac, și pe apărare, și pe toate. Da. Iar următorul meci îl avem cu cei de la Wimbledon. Da. Ia să vedem, noi suntem pe 12, bineînțeles, am făcut egal și am scăzut în clasament și ăștia pe 6. Nu ne mai uităm la clasament, ne uităm în episodul următor. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru atenție și vă doresc o zi minunată!